vești bune în ceea ce privește proiectul de infrastructură din municipiul Reghin. Cele trei străzi, Gării, Dedradului și Gurghiului, sunt asfaltate integral. Vorbim despre 5,1 km de drum modernizat și reabilitat. Iată că veștile bune vin din partea inginerului șef de șantier, doamna Monica Adoriani, care spune că cel mai probabil lucrarea va fi finalizată în data de 15 decembrie. În momentul de față, da, lucrările se află pe ultima sută de metri, atât pe strada Dedradului, cât și pe strada Gurghiului. În ceea ce privește strada Dedradului, se realizează, s-au realizat deja marcajele rutiere, atât cele transversale, cât cele longitudinale, iar acum se lucrează în zona de acostament. Bună ziua, da, suntem pe ultima sută. Așa simțim și noi că suntem pe ultima sută de metri, da. Mai exact, în momentul de față, ce fac echipele de muncitori? Deci echipele noastre continuă finalizarea șanțurilor și acceselor la proprietăți, se betonează acostamentele, deci marginea drumului și cam suntem pe gata. Deci s-au montat semnalizarea și s-au făcut săptămâna asta și s-au finalizat marcajele transversale, longitudinale, care vor fi corectate dacă va fi cazul, să nu se sperie oamenii. Deci cam încercăm să finalizăm tot ce înseamnă până în 15 decembrie. Strada Gurghiului a fost asfaltată pe o distanță de 1700 de metri liniar, așadar șoferii deja se bucură de un drum bine asfaltat și de o calitate superioară, așa cum spun și muncitorii, șefii de șantier. De asemenea, în ceea ce privește stadiul lucrărilor pe Gurghiului, mai au loc ultimele aranjamente, să spunem așa, în ceea ce privește zona de acostament, unde sunt turnate betoanele. E adevărat, timpul nu prea mai ține cu muncitorii, dar sunt mari și mari speranțe ca lucrarea să fie finalizată până în data de 15 decembrie și aici pe Gurghiului. Lucrarea va fi verificată, adică veți acorda o garanție a lucrării integrale? Da, lucrarea este verificată tot timpul de diriginta de lucrare, deci este un om de specialitate din partea primăriei, cât și de angajații primăriei care este pe sectorul de drum. Da, lucrarea are o garanție conform contractelor de 36 de luni, sigur. În perioada garanției vom întreține și eventualele probleme dacă apar. Așadar, în municipiul Reghin au fost asfaltați 5,1 km de drum și reabilitați pe cele trei străzi, Gării, Dedradului și Gurghiului. Vestea bună este că și garanția lucrării este asigurată de firma constructoare, cea care a câștigat licitația și a dat startul cu strada Gării în data de 11 iunie 2015. Totodată, autoritatea publică locală ține să adreseze mulțumiri tuturor locuitorilor municipiului Reghin, șoferilor, participanților la trafic, pentru înțelegere pe tot acest parcurs al lucrării. Pentru Jurnal de Reghin, Mihaela Munteanu și Petrica Șomodii.